Ceremonia de deschidere a anului de învățământ 2021-2022 a avut loc luni și la Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu din Constanța. Festivitatea s-a desfășurat cu aplicarea și respectarea măsurilor privind prevenirea și limitarea infectării cu virusul SARS-CoV-2. Chiar și cu măștile care vă acoperă chipurile, în ochii dumneavoastră se citesc entuziasmul și emoția noului început. Dați-mi voie să vă urez bun venit acasă și bun venit în marea familie a Forțelor Navale Române. Timp de 2 ani de zile, tinerii vor fi instruiți în profesia aleasă. Vor învăța despre viață și își vor însuși rigorile și valorile militare. Parcursul dumneavoastră din acești 2 ani vă va determina viitorul. Cu toții aveți câte un talent și un potențial aparte. Iar misiunea noastră este să vă asigurăm mediul propice pentru a vă dezvolta aptitudinile și pentru a vă valorifica motivația pentru obținerea performanței. O nouă generație de tineri pășește cu sfială în curtea Școlii Militare de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu pentru a deprinde tainele profesiei de marinar. În tot acest timp, elevii școlii militare se vor descoperi și vor învăța să-și depășească limitele. Nu vor lipsi nici bucuriile, nici dezamăgirile, însă profesorii i-au asigurat că niciodată nu vor fi singuri. Continuitatea progresiei educației dumneavoastră va aduce stadii de pregătire în școli de instruire, centre de perfecționare pe arme și de învățare a limbilor străine, astfel încât armata României de mâine să fie recunoscută și apreciată de armatele statelor aliate și parteneri. Maeștrii militari constituie o categorie de personal militar profesionalizat, capabilă să conducă și să inspirească subordonații, folosind exemplul personal și experiența proprie, să impună să mențină standardele de pregătire și comportare. În semn de apreciere pentru îndeplinirea misiunilor și pentru munca depusă în cadrul campaniei de combatere a coronavirusului, doctorul Liliana Dumitru a primit emblema de onoare a medicinei militare. Pentru viitorii marinari militari, această zi a fost foarte emoționantă. Părinții și rudele au privit ceremonia de pe margine. Este pentru prima dată când îmbrac finuta militară și sunt extrem de mândru de asta. Mă simt mai matur, mai sigur pe mine și port responsabilitatea faptelor de vitejie ale fiecărui ostaș român de până acum. La nivel național, în anul de învățământ 2021-2022, peste 1200 de elevi au început luni cursurile în școlile militare de maestri militari și subofițeri, dintre care aproximativ 800 de tineri sunt înscriși în anul întâi.